Părinte, de ce în vremea noastră Evlavia este atât de greu de aflat? Pentru că oamenii au încetat să trăiască duhovnicește. Le explică pe toate cu logica lumească și astfel alungă harul dumnezeiesc. Mai de mult, ce Evlavie aveau oamenii? În provincia Etolocarnania, niște bătrâne care aveau multe Evlavie și simplitate se închinau catărilor Sfintei Mănăstiri Prusam atunci când aceștia coborau de la mănăstire pentru diferite slujbe. Aceștia sunt catârii Maicii Domnului, spuneau, și dă la metanii. Dacă pentru catârii mănăstirii Maicii Domnului arătau atâta evlavie, închipuieșteți câtă evlavie aveau față de Maica Domnului. Părinte, evlavia pe care o aveau farasioții le-a cultivat-o Sfântul Arsenie? Aveau și ei evlavie, dar le-a cultivat-o și Sfântul. Este tradiție. Bătrânul Prodromu Cornițoglu, cântărețul Sfântului Arsenie, avea multă evlavie. A fost și în conița cântăreț. Bătrân fiind de 80 de ani și mai mult, cobora în fiecare zi diste dimineață la conița de jos, aproape o jumătate de oră de mers pe jos ca să cânte la biserică. Eu sunt câinele lui Hristos, spuneam. Iar iarna, pe timp friguros și geros, drumurile erau foarte periculoase. Curgea apa din cișmele pe drum și îngheța. Pentru aceasta trebuia să fii atent unde calci ca să nu aluneci. Dar el pe toate le socoteam. O astfel de evlavie aveam. Părinții mei îmi spuneau că farafioții în țara lor adunaseră răbani ca să facă biserica acolo, în Farasam. După aceea însă, Sfântul Arsenie a vrut să-i dea la săraci, deoarece aveau biserică. S-a dus însuși Sfântul să-i dea la săraci, dar sărmanii nu îi luau. Cum să luăm bani de la biserică? se întrebau ei. Atunci a fost nevoit să-i trimită cu primarul satului la episcopul din Cezareiam să iei însoțitor pentru drum, i-a spus sfântul. Îmi ajunge bine cuvântarea ta, i-a răspuns primarul și a plecat singur. Când a adus banii la episcop, acela l-a întrebat, Bine, dar ce v-a spus Hagi Efendi, adică Sfântul Arsenie Capadocianul, să faceți cu banii? Să-i dăm familiilor sărace, a zis primarul. Și de ce nu l-ați ascultat? Nu vor să-i ia oamenii, I-a răspuns, pentru că sunt banii bisericii. În cele din urmă, episcopul i-a dat înapoi. Când farasioții au fost nevoiți să plece din farasa, atunci, cu schimbarea, au spus Sfântului Arsenie să ia acești bani cu ei ca să facă biserică aici, în Grecia. Atunci, Sfântul Arsenie le-a spus plângând: În Grecia veți afla multe biserici, dar credința ce există aici nu veți afla. Câte evlavie trebuie să avem față de Sfintele Icoane. Un monah a pregătit o icoană a Sfântului Nicolae ca să o dea de binecuvântare cu Ivan. A învelit-o cu o hârtie curată și a pus-o în dulap până ce o vadam. Dar fără să ia aminte, a pus-o cu fața în jos. Peste puțin, în camera lui a început să se audă un zgomot. Se uită monahul încoace și încolo ca să vadă de unde venea acest zgomot, de unde să-și dea seama că zgomotul venea din dulap? Zgomotul a continuat destulă vreme, tac, 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 încât nu-l lăsa să se liniștească. În cele din urmă, ducându-se aproape de dulap, a înțeles că zgomotul ieșea de acolo. L-a deschis și și-a dat seama că zgomotul ieșea din icoană. Ce să aibă icoana?" și-a spus. Ia să văd." De îndată ce a desfăcut-o, a văzut-o că era pusă invers. Atunci a pus-o cum trebuie și îndată zgomotul a încetat. Cel are evlavie în mod special la icoane. Și când spunem că are evlavie la icoane, ne referim la faptul că are evlavie la persoana zugrăvită pe ele. Când cineva are o fotografie a tatălui său, a mamei sale, a bunicului, a bunicii sau a fratelui său, nu o poate rupe sau călca, cu atât mai mult o icoană. Martorii lui Jehova nu au icoane. Cinstea pe care noi o dăruim icoanelor, ei o consideră idolatrie. Am spus odată unui martor al lui Jehova, Dumneavoastră nu aveți fotografii în casele voastre?" Avem," mi-a răspuns. Ei bine, mama nu sărută fotografia fiului ei atunci când ele se departe?" O sărută," îmi spune. Sărută hârtia sau copilul?" pe copilul ei, îmi răspunde. Ei, precum aceea atunci când sărută fotografia fiului ei, își sărută fiul și nu hârtia, așa și noi sărutăm pe Hristos, iar nu hârtia sau scândura. Părinte, dacă o scândură a avut cândva pe ea chipul lui Hristos, al Maicii Domnului sau al vreunui sfânt, și culorile s-au șters din cauza vremii, nu trebuie să o mai sărutăm din această cauză? Ba da, trebuie. Atunci când omul sărută cu evlavie și dragoste fierbinte sfintele icoane, ia culorile de pe ele și se zugrăvesc sfinții în lăuntrul său. Sfinții se bucură atunci când se ridică de pe hârtii sau scânduri și se întipăresc în inimile oamenilor. Când creștinul sărută cu evlavie sfintele icoane și cere ajutor de la Hristos, de la Maica Domnului, de la sfinți, sărutându-le cu toată inima lui, Soarbe în inima sa nu numai harul lui Hristos, al Maicii Domnului sau al Sfinților, ci pe Hristos întreg sau pe Maica Domnului sau pe Sfinți îi așează în catapeteasma bisericii sale. Omul este templu al Duhului Sfânt, zice Sfântul Apostol Pavel. Vezi, fiecare slujbă începe cu sărutatul icoanelor și tot cu sărutatul icoanelor se termina. Dacă oamenii ar înțelege lucrul acesta... Câtă bucurie nu ar simți, și câtă putere nu ar lua. Părinte, în paraclisul Maicii Domnului, la un oarecare stih, pentru ce se spune mute să fie buzele păgânilor care nu se închină cinstitei icoanei tale? Atunci când cineva nu are Evlavie și sărută icoanele, buzele lui nu sunt mute, iar când cel Evlavios le sărută, buzele lui nu sunt vorbitoare. Sunt unii care atunci când se închină la icoane, nici nu ating buzele de icoană. Alții le ating numai puțin de icoană atunci când le sărutăm. Iată așa! Ați auzit ceva? Nu! Ei, atunci buzele sunt mute. În timp ce atunci când cele vlavius sărută icoana și sărutul se aude, buzele lui sunt vorbitoare. Atunci când se spune că sunt mute, nu înseamnă că le blesteamă, ci simplu, acele buze sunt mute, iar celelalte sunt vorbitoare. Când privim Sfintele Icoane, inima noastră trebuie să își reverse dragostea sa față de Dumnezeu și față de Sfinți, să cădem, să ne închinăm și să le sărutăm cu multe evlavie. Să fi văzut pe un bătrânel evlavios la mănăstirea Filoteu, bătrânul Sava, cu câtă evlavie, cu câtă dragoste săruta icoana Maicii Domnului, dulcea sărutare. La această icoană a Maicii Domnului s-a făcut o umflătură, deoarece părinții o sărutau în același loc. Icoana care se pictează cu evlavie absoarbe de la pictorul evlavios, Harul lui Dumnezeu, și transmite oamenilor mângăire veșnică. Pictorul se pictează, se transpune în icoana pe care o facem. De aceea, starea lui sufletească are o mare însemnătate. Părintele Tihon îmi spunea, Eu, fiule, atunci când pictez epitafei când Iosif cel cu bun chip de pe lemn coborând prea curat trupul tău. Cânta și plângea mereu, iar lacrimile lui cădeau pe icoană. O astfel de icoană face o predică veșnică în lume. Icoanele predică și predică veacuri de-a rândul. Un om îndurerat aruncă o privire către icoana lui Hristos sau a Maicii Domnului și primește mângâiere. Toată temelia este evlavia. Vezi, unul nu mai se sprijină de peretele unde a fost pusă o icoană și primește hară, iar altul poate să aibă cea mai bună icoană, dar nu se folosește deoarece nu are evlavie. Sau cineva poate fi ajutat de o cruce simplă, iar altul să nu se folosească nici chiar de cinstitul lemn atunci când nu are evlavie. Odată m-am smintit aici, în biserica voastră. Am văzut că ardeți la sfânta masă lumânări foarte mici. Eu nu las să ardă o lumânare atât de mică, nici măcar în sfeșnicul cel dinaintea catapetesmei. Consider aceasta ca o disprețuire. Părinte, unii spun că lumânarea trebuie să ardă până jos, da, să ardă până jos, dar unde? Aceasta are însemnătate. Altceva este să ardă până jos în sfeșnicele unde aprinde lumânării lumea și altceva este la Sfânta Masă sau la Sfânta Proscomidie. Nu trebuie să se ardă o jumătate de lumânare în lăuntrul altarului. Este dispreț. Chiar și la Policandru, deși ajung lumânările pentru toată slujba, tot trebuie să le schimbați când sunt foarte mici. Iar la Sfânta Liturghie, la ieșirea mică și mare, să folosiți totdeauna lumânare mare, pentru că ea simbolizează pe Sfântul Ioan înainte mergăturul. În alte părți, sting candelele ca să facă economie. Nu înțeleg că Dumnezeu le va trimite mare binecuvântări atunci când vor avea Evlavie față de El. Și la parastase este dispreț să se folosească lumânări subțiri ca niște bumbac netrebnic. Este rușinos să le dați și altoram. Părinte, surorile pot arde la chiliile lor oricâte lumânări vor? Să ardă ca să ardă și pe diavolul. Nu vedeți că arde lumea întreagă? Numai să aibă rost aprinderea lumânărilor, adică să fie însoțită de rugăciune. Este mare lucru să se lase cineva în voia lui Dumnezeu. Noi mâncăm roade dulci și îi oferim lui Dumnezeu în cădelniță rășina copacilor. Mâncăm mierea și îi oferim lui Dumnezeu ceara, dar și pe aceasta adesea o amestecăm cu parafină. O lumânare oferim lui Dumnezeu care cunoștință pentru binecuvântările sale bogate și pe aceasta să o murdărim? Ce ar fi fost dacă ne-ar fi cerut Dumnezeu să-i oferim mierea? Îmi închipui ce am mai fi făcut atunci. I-am fi dat seama sau puțină apă cu zahăr. Să nu ne ia Dumnezeu în serios. Omul poate face economie în toate, în afară de cele datorate slujirii lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu trebuie să-i oferim tot ce este mai bun, tot ce este mai curat. Părinte, lumea nu înțelege ușor că este lipsă de evlavie să arzi lumânări de parafină. Să spuneți lumii: Nu este bine să ardeți lumânări de parafină în biserici, nici pentru sănătatea voastră. În felul acesta se vor gândi puțin la aceasta. Dacă biserica este mică, atunci ajungi să te sufoci. Este mai bine ca oamenii să aprindă o lumânare mică, dar să fie curată, decât o lumânare mare de parafină. Din această cauză, mulți amețesc și leșină în biserici închipuiește să fie biserica mică și să ardă și toată această parafină. Și de-ar fi numai aceasta, unt de lemnul care nu se poate mânca vor să-l pună la candele, unde au ajuns oamenii. În Vechiul Testament se spune că un de lemnul care trebuia să se folosească pentru templu trebuia să fie făcut din măslinele adunate din copaci, nu din cele căzute pe jos. Oare Dumnezeu are nevoie de un de lemn sau de tămâie? Nu, dar el se înduioșează pentru că ele reprezintă un prinos prin care se exprimă recunoștința și dragostea omului față de el. La Sinai m-a impresionat următorul fapt: beduinii, sărmanii, n-au nimic ce să oferem, și iată, iau o pietricică ce diferă puțin de celelalte, sau dacă află în vreo crăpătură două-trei frunzulițe. Le iau, urcă sus la piatra pe care a lovit-o moise cu toiagul, și din care a ieșit apă, și le lasă acolo. Sau mamele care alăptează, merg și picură puțin lapte acolo cu gândul: Să-mi Dumnezeu lapte ca să-mi alăptez copilul. Vezi ce recunoștință au? Și aceasta nu este puțin lucru. Iar noi ce facem? Ne vor judeca acești oameni. Lăsau acolo sus lemnișoare, frunzulițe, pietrecele. Dumnezeu are nevoie de acestea? Nici de cum, însă Dumnezeu ajută atunci când vede inima cea bună, intenția cea bună. Astfel se exprimă intenția cea bună. Părinte, atunci când aprindem o lumânare, să spunem că o facem în scop? O aprinzi, dar unde o trimiți? Nu o trimiți undeva, prin lumânare cerem ceva de la Dumnezeu. Când o aprins și spui, pentru cei ce suferă trupește și sufletește și pentru cei ce au mare nevoie, în aceștia sunt cuprinși și vii și morții. Știi câtă odihnă simt cei adormiți atunci când aprindem o lumânare pentru ei? Astfel dobândește cineva comuniune duhovnicească și cu cei vii și cu cei adormiți. Lumânarea, în puține cuvinte, este o antenă ce ne pune în legătură cu Dumnezeu, cu cei bolnavi și cu cei adormiți. Părinte, dar tămâia de ce o ardem? O aprindem spre slavoslovirea lui Dumnezeu. Îl slăvim și îi arătăm recunoștință pentru marile lui faceri de bine săvârșite în toată lumea. Tămâia este și ea un prinos și după ce o oferim lui Dumnezeu și Sfinților, tămâind icoanele, Tămâiem, după aceea, și icoanele vii ale lui Dumnezeu, adică pe oameni. Să puneți inimă în toate, fie că cereți ceva lui Dumnezeu, fie că îi mulțumiți. Prin lumânare spun: Dumnezeul meu, îți cer cu toată inima mea să-mi împlinești o cerere. Iar prin tămâie spun: Îți mulțumesc, Dumnezeul meu, cu toată inima mea pentru toate darurile tale, îți mulțumesc că-mi ierți multele mele păcate și nerecunoștința lumii și nerecunoștința mea cea multă. Pe cât puteți să cultivați evlavia și străpungerea de inimă, acestea vor ajuta să primiți Harul lui Dumnezeu. Pentru că de are cineva evlavie și străpungere de inimă și este și smerit, primește Harul Dumnezeiesc. Iar dacă nu are evlavie și smerenie, Harul lui Dumnezeu nu se apropie de el. Ce spune scriptura? Către cine voi căuta, fără numai către cel smerit și blând, care se cutremură de cuvintele mele?